Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am rămas în pană de produse de curățenie, așadar, repede-repejor, am plasat o comandă pe Wilco și o altă comandă pe Amazon. Am luat produse pentru curățat bucătăria, baia și așa mai departe. Comanda celor de la Wilco, după plasarea comenzii, mi-a fost livrat culetul în 3 zile lucrătoare, așadar am o cutie destul de mare, iar aici 4 cutiuțe de la Amazon. Așadar, prima cutiuță de la Wilco am deschis-o, sunt destul de multe produse, așadar haideți să vedem ceea ce eu am ales de la ei. Așadar, voi începe cu primul produs din gama Mr. Muscle sau cum vreți să spuneți. Este acest spray pentru suprafețe din sticlă, geamă, oglinzi și așa mai departe. Acest tip de spray practic își face treaba exact așa cum promite, lasă suprafețele destul de curate, are un ambalaj destul de avantajos, undeva la 500 de mililitri, are și un miros destul de plăcut, un miros floral. Am mai avut acest spray pentru suprafețele din sticlă, mi-a plăcut foarte mult. După ce folosiți spray-ul, practic în urma folosirii spray-ului veți simți un miros destul de plăcut. Deci persistă mirosul după folosirea produsului. Are așadar 500 de mililitri, un preț accesibil. Puteți să-l încercați, îl găsiți la Wilco, B&M, Savers și așa mai departe. Așadar, Mr. Muscle. Mai departe, am ales să achiziționez și Vanish Oxy Advance. Practic pentru rufele colorate. Are 750 de mililitri. Și un preț tot la fel de accesibil. Îmi place și mirosul. Scoate petele exact așa cum ei scriu pe ambalaj. Îl folosesc așadar pentru hainele colorate. Are și acest dopuleț unde puteți doza produsul. Așadar, Vanish Oxy Advance. Mai departe, tot din gama Mr. Muscle sau Mr. Muscle, cum vrei să spuneți, este acest spray pentru suprafețele din baie sau pentru produsele sanitare, așadar pentru cabina de duș și cada din baie. Este anticalcar și antidepunerilor de săpun. Are tot 500 de mililitri. Are și un miros destul de plăcut. Da, tot în zona florală aduce. Are un preț la fel de accesibil. Undeva la 2 pounds, dacă nu mă înșel, oricum vă voi afișa prețul pentru fiecare produs în parte. Voi vedea dacă chiar curăță calcarul și depunere de săpun. Așadar, Mr. Muscle. Mai departe, am luat și două recipiente din acestea cu chief cream. Obișnuiesc să le folosesc destul de des. Un bidonaj din acesta, nu știu dacă mi-ajunge o săptămână,
îl folosesc și în baie, în bucătărie, uneori curăț și frigiderul cu aceasta. Așadar, Chief Cream cu Pink Tuberose are un preț destul de accesibil. Este un produs care își merită bănuții din plin. Are ambalaj de 500 de mililitri. Așadar, Chief Cream. Mai departe, din gama celor de la Method Daily Kitchen, este acest spray pentru suprafețele din bucătărie. Este cu clementine, miroase exact ca o clementină. Are destul de mulți mililitri, adică are 828 de mililitri, un ambalaj destul de mare, prețul la fel de accesibil. De-abia aștept să-l încerc și pe acesta în bucătărie. Bănuiesc că după folosirea lui, mirosul persistă. Așadar, produsele de la Method este ca și un spray dezinfectant. Vă recomand să îl încercați, are un miros fabulos. Mai departe, am luat și acest domestos pentru vasul toaletei. Este un produs destul de popular, destul de folosit. Domestos are un miros amestecat cumva de clor și un miros fresh. Așadar, Domestos Power Fresh Toilet Cleaner 700 de mililitri și un preț la fel de accesibil. Da. Ok. Mai departe, încă un produs de la Vanish Oxy Advance pentru hainele albe. Da. Tot 750 de mililitri. El are miros la fel ca și cel pentru hainele colorate. Așadar, Vanish Oxy Advance. Destul de accesibil a fost prețul. Dacă nu mă înșel, a fost o ofertă. Două produse din acestea la 6 pound sau ceva de genul, nu mai știu exact. Oricum, voi afișa prețul pentru fiecare în parte. Mai departe, am luat și acest air freshener pentru baie cu lămâie. Rezistă mai mult de 45 de zile. Îmi plac foarte mult produsele de la Febreze sau Glade. Ok. Îl voi pune exact în baie. Are și acest butonaj pentru a activa mirosul. Aici este o bulină pentru a testa mirosul. Nu știu dacă miroase, da. Lămâie, exact, lămâie pură. Da, preț destul de ok. A fost o ofertă, 3 produse de la Febreze la 5 pounds, dacă nu mă înșel. Așadar, am achiziționat mai multe produse din gama aceasta. Ok. Mai departe, tot din aceeași gamă Febreze, de data aceasta o variantă din, pardon, o ediție limitată, varianta de Crăciun cu
Frost, berries, da, merișoare înghețate sau cum se spune. Haideți să vedem și, wow, destul de frumos miroase. Rezistă tot așa undeva la 45 de zile, elimină mirosurile neplăcute, tot așa cu butonașul acesta de pornire sau activare, mă rog. Așadar, Febreze, ediție limitată. Dacă vrei să-l încercați, grăbiți-vă pentru că se vând destul de repede aceste produse, ediție limitată de Crăciun. Mai departe, tot din gama aceasta am luat de la Airwick acest air freshener cu Frost Winter Berry. Rezistă mai mult de 70 de zile. Hai să vedem cum miroase. Da, îmi place și acesta. Miroase a fructe de pădure. Așadar, Eric, Frost Winter Berry. Îl puteți încerca și pe acesta cu uleiuri esențiale, ediția limitată de Crăciun. Mai departe, am luat și acest fairy cu portocalo, da? Citos. Oh, miroase. Extraordinar, miroase. Îmi place foarte mult mirosul. Are ambalaj destul de accesibil, destul de mare, 120 de ml. Produsele Fairy curăță destul de foarte bine, dacă pot să spun așa. Folosesc în general numai Fairy. Mai mirosul atât pentru că îmi place. La acestea am prins ofertă 2 la 3 lire. Așadar, am aluat încă unul, o să-l vedeți imediat. Ok? Iar celălalt este acesta cu trandafir. Și acesta miroase destul de bine, bine, bine. Tot 820 de ml, așadar ofertă 2 la 3 lire. Voi ține undeva la 2 luni din acestea, pentru că, da, țin foarte mult produsele acestea Fairy. Practic, în clipurile mele de Empties nu am inclus niciun ambalaj de la Fairy, pentru că am avut o sticluță de 1 litru, dacă nu mă înșel, și l-am folosit destul de greu, că da, mai este puțin din el, cam așa. Așadar, va apărea și el în următorul clip Empties. Așadar, Fairy. Ok. Preferatul meu, nu se putea fără el. Lenor Chic, Lenor Gold Orchid. La 1 litru 750. Ok. Are 50 de spălări. Iar mirosul, deja cred că știți. Da. L-am inclus de foarte multe ori în clipurile Empties. Acesta este printre... este preferatul meu. Așadar, Lenor Gold Orchid. Își persistă mirosul pe haine chiar și după ce acestea s-au uscat. A avut un preț destul de bun, ca să spun așa, 3 lire 50 sau 2 lire 50. Mai departe, un alt Mr. Muscle, tot pentru baie, pentru
produsele sanitare din baie, anticalcar și antidepunerilor de săpun. Am luat practic două. Un alt produs, Lenor. Acesta Exotic Bloom Love. 30 de spălări. Acesta este un pic mai micuț, are mai puține spălări. Hai să vedem. Wow! Și acesta miroase super. Aduce cu un parfum de la Avon, dacă nu mă înșel. Foarte bine miroase. Vă recomand să-l încercați. Foarte, foarte bine miroase. Am să văd după ce îl voi folosi dacă mirosul persistă pe haine. Ei spun aici că mirosul persistă până la o săptămână. Așadar, Lenor Exotic Bloom Love. Așadar, încercați-l, este bombă. Deci miroase extraordinar. Aduce cu un parfum, dar nu mai știu exact numele. Ok. Tot din gama Febreze. Am luat și acest air freshener spray cu pin con pin tree, fresh pin tree. Ia, să vedem. Ma super, super miroase. A brăduț, a con de brăduț. Super bine miroase. Vă recomand să-l încercați pe acesta. Am ales să includ și produse ediție limitate, ediție de Crăciun. Voi căuta pe viitor și ceva lumânări. Wow, super miroase acesta. Vă recomand să-l încercați. Și am luat și acest pachetel de șervețele umede Chief Kitchen cu portocală. Are 80 de șervețele umede. Nu are clor. Este și pentru suprafețele cu grăsime sau... Da, miroase destul de bine. Daily Grease Removal. Da. Reduce petele de grăsime. Vă vedea și acestea cum se comportă dacă... Dar, în general, eu le folosesc pe suprafețele din bucătărie și uneori mai șterg masa unde obișnuim să luăm micul dejun sau cina. Așadar, Chief. Șervețele din acestea de la Chief Kitchen are destul de multe șervețele, 80. A avut și un preț destul de ok. Apoi tot din gama Febreze Bathroom Air Freshener. Și acesta miroase destul de bine. Ediția limitată de Crăciun. Acesta este Sugar Plum Delight. Da. Miroase bine, bine, bine și acesta. V-am zis, cei de la Wilco au avut ofertă 3 produse Febreze, Airwick sau Glade la 5 lire. Așadar, Febreze. Abia aștept să-l încerc pe acestea. Și ultimul produs din această cutiuță, tot Febreze. Hermes Sugar Plum Delight. Super. Super, super. Toate produsele acestea, ediție limitată de Crăciun, miros absolut genial. Vă recomand să le încercați cu drag. Și aici este și în cutiuță avem și factura, ceea ce am achiziționat eu de la ei. Am dat în total
38, dacă nu mă înșel, da, 38 de lire. Și am plătit și transport 3 pounds, dacă nu mă înșel. Acum voi trece la produsele acestea de la Amazon. Haideți să deschidem cutiuța cu numărul 1. Aici avem un produs de la HG pentru tot pentru baie, pentru un produs antimucegai pentru rosturile din baie, pentru a scoate acel mucegai dintre rosturi. Sunt curioasă de miros. E cu bleach, are clor. Da, are 500 de mililitri. Sunt destul de bune produsele de la HG. Am avut ocazia să le testez la locul de muncă, în șantier, da, pentru că eu muncesc în curățenie pe șantier. Iar în timpul liber vin în fața voastră cu anumite clipuri, dar pe lângă acestea realizez și torturi la comandă sau prăjituri. Așadar, am avut ocazia să testez produsele de la HG, mi-au plăcut destul de mult și am comandat și pentru mine produse din această gamă. Sunt nerăbdătoare să le încerc, să văd dacă acele urme de mucegai dispar. Așadar, cutiuța numărul 2. Haideți să vedem. Să o desfacem și pe aceasta. Așa vin ambalate în punguța aceasta de protecție. Să o punem aici, să vedem ce avem. Un alt produs de la Method pentru floor cleaner cu rubarbă. Sunt înnebunită după produsele cu rubarbă. Am avut prima dată acel pachet de șervețele umede de la Fabulosa. Un miros extraordinar. Vă recomand să încercați produsele acestea de curățenie cu rubarbă. Haideți să vedem și mirosul. Wow! Nu vreau să știți cum mirase. Wow, wow, wow! Superb! Cred că o să persiste mirosul după ce spălați pe jos. Minunat! Fabulos, genial, nici nu am cuvinte. Îmi place foarte mult acest miros. Wow. Vă recomand să luați produsele celor de la Method. Au niște mirosuri absolut fabuloase. Mai departe. Am luat și aceste spray-uri dezinfectante de la Fabulosa, bineînțeles, tot cu rubarbă. Elimină mirosurile neplăcute, are miros destul de îndelungat și așa este îndelungat. Wow! Wow, minunat! Superb! Acest brand Fabulosa este made in UK, da, sunt destul de populare acum în UK și v-am zis, are un miros și acesta minunat, minunat. Vă recomand să le încercați cu toată inima
Din toată inima vă recomand aceste produse. Superbe, super mirosul. Și tot din aceeași gamă am luat practic două recipiente din acestea cu dezinfectant să fie acolo, pentru că da, este COVID și trebuie. Deci, Wild Rhubarb, fabulosa, spray dezinfectant. Nu mai este nimic de spus, doar vă recomand să le încercați. Mai departe, trecem la a treia cutiuță. Aici cred că este doar un produs. Hai să vedem ce am luat aici. Sunt două. Am luat acest burețel de la Elbow Grease pentru baie. Este un burete destul de rigid și am avut și în bucătăria acesta, deci ia uitați. Curăță foarte bine. Produsele din inox, plita. Foarte bun este acest burețel, vă recomand să-l achiziționați dacă îl găsiți. Dar și această gamă Elbow Grease, minunată, minunate produsele lor, foarte bune. Și am luat și acest tot din gama HG, este un spray pentru plita cu inducție, Hope Cleaner for Everyday Use. Haideți să vedem mirosul. Un miros spiritos cu mentă, ceva de genul. Are 500 de mililitri, așadar îl voi încerca să vedem cum curăță, dar în general produsele acestea HG sunt destul de bune. Ok, și ultima cutiuță de la Amazon. Produsele de la Amazon au fost prime, așadar a doua zi după plasarea comenzii am și primit cutiuțele. Haideți să vedem ce este aici. Nu, în primul rând, aceste spray-uri de la Elbow Grease le-am inclus și în clipurile mele cu Entis. Sunt foarte bune și preț destul de bun. Un pound sau un pound 50, depinde de unde ne cumpărați, dar în general un pound. Da. Foarte bune produsele lor. Acest spray îl puteți folosi pe plastic, metal și produse... De ce nu pe material, da? Am luat două. Le voi pune aici lângă mine. Așadar, ce mai avem? Tot din gama Elbow Grease. Haideți să desfacem un cap să vedeți. Sunt aceste tot ca un fel de chief cream, dar este din gama lor, Elbow Grease, cu microcristale, miros de lămâie. Îl puteți folosi în baie sau bucătărie, îl puteți folosi pe plita cu inducție, chiuvetă, în baie și așa mai departe. Are ambalaj destul de mare, 550 de mililitri și prețul la fel de ok. Am luat două, un pound dacă nu mă șel, și acestea
dar. Ok. Și ultimul produs din gama HG. Am luat un spray igienic pentru frigider, pentru a curăța frigiderul, variantă de 500 de mililitri. Haideți să vedem și mirosul. Da, tot ceva spiritos. Da. Pentru fresh miros fresh, curăță repede și igienic, așadar voi încerca și acest produs. Și prețurile lor sunt destul de bune, 3, 4, 5 lire, depinde de tipul produsului, de tipul produsului, practic ceea ce comandați. Au produse pentru baie, bucătărie, produse pentru curățarea pardoselii și așa mai departe. Puteți să căutați produsele acestea de la HG, au o gamă destul de variată. Așadar, am terminat și cu acest clip, cu ceea ce am ales să cumpăr pentru a curăța casa. Așadar, acestea au fost destul de multe cele produse. Mulțumesc că m-ați urmărit. Așadar, ne revedem data viitoare cu un nou clip. Vă pup!